Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom despacheta noile mele căști. Deși n-a trecut mai mult de 2 ani de când mi-am schimbat eu căștile astea, din nefericire se cam jupoaie materialul de pe ele. Și am decis, hai să le mai schimb și eu. Eram într-un alt texier și mă gândeam, hai totuși să-mi iau alte căști. Nu de alta, dar mă cam enervează că mai mi intră în urechi prostie din asta ce se jupoaie de pe ele. Sunt încă funcționale, mai sare buretele de dar... Uh, probabil că o să le păstrez așa de rezervă sau cine știe ce o să fac cu ele. Le pun la nu știu, să ascund muzică de pe telefon, dar eu nu prea ascund muzică pe telefon. Ideea e că le-a cam ajuns timpul cât le-am folosit. Hai să despachetăm noile căști, tot hama, urești de data asta, adică făcute special pentru gaming. De felul meu cumpăr hama pentru că sunt ieftine și au fost bune, adică, într-adevăr, 2 ani, 3 ani, mai mult de atât, nu mă țin o pereche de căști, dar măcar lasă o impresie bună față de alte modele de căști de care, pe care le-am avut la viața mea, gen Seriuc sau Miria, da, știu, mers premium, uh, ignorați că tai cu dita mai cuțitul niște scoci, măcar astea au fost mai decente dintre toate. Mă rog, am avut ocazie să port căști de alea super confortabile, dar și când am văzut sutele alea de lei, cât costă, am preferat să nu, adică de câteva sute de lei mai bine cumpăr o pereche de, o pereche, mai cumpăr o plăcuță de 16 giga de RAM la calculator sau ceva de genul. Așa, pentru căștile astea, pe căștile astea am dat vreo 40 ceva de lei, ce mi-a plăcut e că magazinul de unde le-am luat, nu o să-i reclamă, dar e un magazin popular, uh, mi-au dat ofertă 5 lei garanție vreo 4 sau 5 ani S-au stricat sau s-au stricat ceva la ele Mi le schimbă cu totul Și asta o să fie util Deci măcar de vreo două ori dacă apuc să le schimb în garanția asta E perfect Asta se ignora gălegia de pe stradă Azi de deci ce avem și noi pe aici un pachet în afară de căști Manualul de instrucțiuni pe care nici nu-l folosesc Și cred că sunt pe USB căștile astea dacă aveți voi recomandări, a, deci cum am spus, 49 de lei și cu garanția vreo 55 au fost. Astea alte am dat un pic mai mult, dar m-au cam țepui tăia de la magazinul pe care l-am luat, de unde le-am luat, că... La unele de-astea mari magazine de aparatură, pără afti un preț și când intri pe site, e alt preț. Și eu m-am învățat să nu mai cumpăr din magazin doar dacă fac o da, asta cum se cheamă o rezervare. Vă că am și un adaptor. Ok. Hai să desfacem căștile. Eu am crezut că sunt pe USB. Nu sunt pe USB? Nu, no, sunt pe Jack. Dar nu-i bai. Oricum nu prea cred eu că o să folosesc microfonul de la ele. Clar nu o să folosesc microfonul de la ele, dar pentru unboxing-ul ăsta o să-l folosesc. Astea sunt căștile Hama. Am mai avut căști asemănătoare și au fost super confortabile. Am avut cu microfon detașabil, cu stabilizator de bas de prostii, uite, văd că la asta am dita mai telecomanda, numai pentru volum asta, n-am și eu pornit oprit sau alte prostii, ar fost, a, ba da, stai că mai am ceva, am totuși să opresc să pornesc căștile din asta, ok, și bineînțeles volumul. M-am mai avut și cu, cum se cheamă, cu să modific basul, să se audă mai cu bas, da, n-am nevoie de așa ceva, nu ascult muzică, la... nu-mi au căști să ascult muzică la ele nici nu prea ascult muzică pe... Ba, da, mai am pun pe fundal, dar... Prefer să ascult muzica live, să merg la concerte, să mă laud un pic. Ok. Ar trebui să folosesc... Îmi place că are și protecția asta aici. Ar trebui să pun asta. Ia trece aici. Așa. Ba, dai mai gros jack cu ăsta? Sau mi se pare? Parcă e mai gros un pic. A, sau e la fel? Mă rog. Nazul că nu prea se vede pe... Aha, uite, pe una arată microfon, pe una arată căști. O să le testăm, să vedem cum e diferența de microfoane între ăsta profesional și căștile de Cât de confortabile sunt. A, cum se lungesc și... Așa. Da, astea vechi tot hamad, parcă am zis, dar nu sunt ure aici. Ok. Astea parcă sunt mai confortabile și... Eu nu mai au nimic în jurul meu Deci pe izolație sunt mai ok La astea au tot în jurul meu Deci se aude efectiv tot Astea măcar sunt mai bine izolate Așa dar dacă țipă gagica mea la mine Că să trec la masă eu nu mai aud O să am tința să vorbesc mai tare la căștile astea Așa uh, ia să le prob uh, Totuși să vedem cum sunt Cum se comportă Să se comporte a ah, Bine că s-a nodat firul ăsta deci dacă am tendința să vorbesc mai tare pentru că aceste căști sunt mult mai izolate. Văzusem și unele cu sune de 7.1, dar n-am vrut să dau 150 de lei pe ele. Că sunt zgârcit, nu de alta. Adică de 150 de lei bag benzină să mă duc o grămadă de kilometri. Bine, chit că s-a scumpit benzina. A, apropo, că trec eu firul ăsta pe aici și fac operațiunea, mai stau de vorbă cu voi. Vedeți că iar se scumpesc asigurările și se duce dracu, s-a băgat faliment și la Euroins, așa dar și eu trebuie să fac asigurarea. Nu mai știu când am făcut o idee că expiră toate asigurările Euroins undeva prin septembrie dacă nu intervine statul ceva, oricine dracu, nu știu, să facă ceva cu ASF-ul ăsta că e degeaba. Ok, uh, unde e telefonul că trebuie să umblu pe aici pe sub calculator. Eu am calculatorul sub birou, nu-l țin deasupra că ar veni toată căldura pe fața mea. O oh, secundă numai să ne băgăm mai sub călu. Ce dracu cablul de la astea? Hai să-l scoatem pe ăla vechi. Ăsta ar fi cablul vechi de la căști. Unde dracu le-am băgat? Le-am băgat pe partea asta eu. Oh, trebuia să le bag și pe... să le bag tot pe partea asta. Nu mi-a trecut prin cap. Așa, astea-s vechile căști. Eu le dau mai la o parte. Stați dracu acolo. Hai să le bagăm paste noi. Fir, arma amitica voastră. Au fi -o, o leacă uh, textil, așa, ia să vedem. Verdele ar fi casca, roșu ar fi microfon, care e casca. Asta e casca, aici, acesta Asta ar fi microfonul care intră în partea. Uiti găurii. A intrat, ai. Bun Hai că eu nu știu care o să fie diferența de microfon Deci vom face așa Sunt pon, sunt pon Hai să văd totuși dacă se aud uh, Soluția ar fi următoarea Hai să nu luăm copyright, să deschidem YouTube-ul Și să bag niște muzică ceva Să văd cum se aud, dacă sunt pornite sau nu Uite, hai să punem de exemplu Metalica, Uite, vă recomand și o piesă Remove Mirrors de la Metallica. Așa. Nu sună rău. Ok, nu se aud rou. Parcă un pic cu eco. Mm. Nu le-ai fi pus bine, cine știe. Basul totuși parcă se aud mai tare, dar. Parcă un pic cu eco. Mm. Hai să dăm pe microfon cum sunt astea. Tare mai că ajuns să le folosesc tot pe alea vechi. Microfonul ar fi aici. Proprietăți. Uh, realte, ar fi. Nu se auzea microfonul ăla. Așadar, ia să umblăm un pic la setări. Trebuie să intru un control panel. Să umblă aici tot control panel folosesc nu folosesc sound setting sau cum se astea noi la Windows 10 și 11. Ok, recording care ar fi? Asta ar fi Realtek, a? Boost pe 10 volum așa. Dar vă că nu se aude. Ok. Ia, aha. Trebuie să dau boost mai tare, levels 30. Sau de acum ceva Ok Hai să testăm acum să vedem Proprietăți sau de acum? Ok Nu știu cât de bine să aude E pe boost la maxim Hai să mai testăm un pic Uite, dăm boost doar pe 20 De fapt, stai că parcă aveam și o setare să mă aud Ia secundă Avem ceva de genul Proprietăți Listen Așa. Alo? Probă de microfon? Mm, nu prea place. Ok, pe bus la maxim sau de sau de pufăit. Pe 10 pare ok. Hai că e acceptabil. Ok, Uh, nu prea mă dau pe spate că știi, asta să schimb. e. Asta e. Da. Oricum eu nu le-am luat pentru nu le-am luat pentru nu le-am luat pentru microfon, le-am luat pentru că, ești mai mult că na. Tot pica pielea Și recunosc, le-am luat un pic și de gura Gaci și deci Cămbică mi-a zis, bă mai schimbă și tu căștile alea. Dar cred că o să îi le las ei pastea Pentru că când se joacă ea pe pc meu, se joacă și ea Sims și Harry Potter a terminat Hogwarts Legacy. Gata, o să mai fac o probă de sunet. Hai să băgăm și niște bazuca. Uite asta boba cum se aude. Pe bas sunt mișto. Se de mai tare basul, dar nu știu, trebuie să, cred că trebuie să le ții mai să stea un pic cumva mai apropiate de ureche, că parca parcă se aud un pic cu ecou. Da, o să vedem pe live uri cum sunt căștile astea. Pe bas sunt ok, basul e mult mai puternic comparativ cu alea vechi, astea bă au un pic de bas. Microfonul e, hmm, alea vechi nici nu aveau microfon. Dar cele mai bune căști pe care le-am avut, tot ham au fost, ar fi două. Erau unele care din păcate nu erau over -ear, erau on ear, adică urechea nu era în cască, ci stătea pur și simplu casca pe ureche și mă urechile de la alea, deci nu erau prea confortabile. Ba da, în schimb, Aveau butoane de astea de reglaj, de bas, de... Erau super bune pentru a asculta muzica, dar am oftit că am urechile astea Mario și microfonul era super bun. Deci se auzea nici chiar ca ăsta dar se auzeau foarte bine. Da, nu erau overier. Și după aia am mai avut unele pe USB. Ale erau pe jack, 3 jack-uri aveam la ale. Nu, 2 jack-uri și USB pentru bas și pentru astea. E, pentru următoarele căști tot hama aveam doar... Doar... USB și erau cu microfon detașabil. Ce era ciudat la ele era că la un dat s-au stricat și când scotea microfonul, alea tot băzeau. Adică băzea microfonul, dar era scos din ele și eu nu înțeleg de ce. Dar oricum, în medie cam 2 ani mă țin o perec de căști. 2 ani, 3 ani pe acolo. Dacă le mai schimb de două ori și nu mai cumpăr căști deloc, 5 ani de zile cât am garanția asta la ele, e perfect. Hai totuși să țin astea mai așa să... Aș, am căpățâna mare. Pe păi izolație sunt bune, adică... Yeah. Ia. nu se aude așa tare cum pognesc când am sunet în jurul meu. O să văd acum la filmare cum mă auzeam înainte și după, după ce am dat schimbarea de microfon. Ok, deci cam astea sunt noile căști. Hama, hai să vă zic și cum se cheamă. Unde dracului am pus cutia? Așa. AMA Urage Sounds 100 Deci să S-ar putea ca pașii să se audă bine Asta m-ar interesa să aud pașii pe CSGO Și ies de ce zice și manualul ăsta de instrucțiuni Te trezești că au ceva driver Aia mai trebuie acum Sounds 100 A, și asta se pentru Sounds 200 Acum îndesc, cum era dacă luam pe alea de un milion jumate, 250 de lei care aveau 7.1. Probabil că aveau sunetul mai calitativ și microfon mai bun. Dar eu nu mă grăbesc acum pentru microfon. Ia, ia să încerc altceva. Din câte știu, cu cât e mai mult cablu pe ceva sau mai multe... Um, cum se cheamă? Dastea. astea Mufe. Sau Um. Adaptoare, se mai pierde din semnal. Ia să vedem cum se aud căștile fără adaptorul ăsta și pentru microfon. Că eu nu vreau să folosesc microfonul de la ele deloc. O să, le, o să mă folosesc de microfonul ăsta doar pe o MTV. Gen, să ascund uh, Microfonul ăsta și o să-l țin pe ăsta Coborât doar ca să nu se prindă lumea când fac Live sau ceva că na dacă le zic Bă astea-s căști de 50 de lei nu sunt căști da le scumpe Hai să vedem dacă e vreo diferență fără adaptor. Nu ai același lucru cu sau fără Adaptorul ăla dar oricum nu o să-l folosesc e, Nici nu știu ce o să fac cu ăsta o fi util la Căștile de Telefon? Habar n-am Da o să-l păstrez mai avea și niște adaptoare de, de jack pe USB mă rog Deci da, o notă pentru căștile astea e 50 de lei Mai găsești ceva bun la 50 de lei în ziua de azi? Nu prea Microfonul e A Azi zice dun 7 Audio Au bas Cam tot de 7 Deci ca astea ar fi cam niște căști de notă 7 Merită? 49 de lei? Mm. Să fie țeapă? Bă, măcar la microfon. La te am dat mai mult de 49 de lei, că era un magazin pe și după aia când mi-au apărut reclame pe net cu ele sau le-am văzut prin alte magazine, gen Carrefour, uh, ceva timp mai târziu erau la un preț de căcat. Îți mai bune cât alea? Da, îți mai bune. Merită 50 de lei căștile astea. Nu știu ce să mai cumpăr în ziua de azi la 50 de lei. Da, având vedere că au și microfon. Măcar au și microfon. N-am găsit unele mai ovarier fără microfon. Dar aia, ne folosim de ce avem. Ok, ăsta a fost și clipul. Recomand Hama în continuare. Aș recomanda în continuare. Cred că dacă luam palea de 150 de lei. Uh... Aveam altă părere acum, dar m-a zgârcit eu. 100 de lei, bag benzină până la Târgoviște și înapoi de aici din București. Noroc, consumă puțin mașina. Ae, și te să fac și asigurarea iar, băgamești. Ok, pe data viitoare, ce au tuturor? apropo, pentru cei care ați răbat până aici, urmează zilele astea un review și la un telefon. Deci, Apăsați pe clopoțel că mai băgăm niște review-uri pe aici pe acolo și poate ne apucăm și de review-uri auto. abonați din București sau cei care pot să vină la București weekend-uri și vor niște review-uri la mașinile lor să vă contacteze pe Instagram sau pe Discord. Ceau les tuturor!